9 și 9 minute, avem culinaria în deșteptarea. Brânza bună e ingredientul principal pentru o rețetă cu un mare gust. Rămâi aproape și îți povestim cum poți deveni un mare bucătar la tine acasă. Cu Delaco. Mare brânză, mare gust. Ai văzut ce a găsit Luca? Este ziua cea mai fericită a lui Luca. Luca, Doamne, descrie-ne ce este pe masă. Ce pe masă acolo, domn? Și puteți să și vedeți dacă dați pe... Pe Facebook. Suntem live pe pagina de dacă Facebook. Dați pe bulgari. Cum era vorba. Descrie. Avem astăzi dimineață culinaria cu mostrar, ca să zic așa. Avem preparatul mus de ciocolată la pahar cu brânză de Laco cu cacao de la mascarpone, da, așa numită mascarpone Choco, un produs nou. Sigur, iar mostrarul ne este oferit de Arts and Tarts. Da. Trebuiau să fie, cred, 16 păhărele de-astea cu mus și ce mai e pe acolo, căpșune. Și sunt niște păhărele cu mus de ciocolată și fructe. Sunt numai 15. Da, păi unde e unul? Nu știm, Luca. Da, nu știm, Luca, asta i-a fost ca ziua în Buzău. Da. Cum le-ai socotit? Cum le-am? Practic le-am numărat. Eu sunt la regim. Dar acest desert este în ordine. E bun pentru regim. Eu am verificat și caloric e în ordine. Da. Vă spun sincer. 2-3 bucăți. E un desert ușor și lesne de făcut. Da. Ia zi-ne. Ia. Dar să mâncăm un borcanel, să nu mâncăm un borcan de la Dăzacusca cu mascarpone. Așadar. Da. Nimic mai simplu. Nu. Totul începe cu un mic blat care se pune pe fundul borcanelului. Da. Și care se face din biscuiți mărunțiți și amestecați bine de tot cu unt topit. Ok. Da? Ăsta e blatul. Da. Ca și cantități așa de orientativ, 200 de grame de biscuiți, 70 de grame de unt, ca să ai o proporție. Deci, o face un borcanel mic. Se iau 200 de grame de biscuiți. Nu, asta e pe o rețetă mare, pe urmă tu distribui în borcanele, da, preparatul. Așa. Așa. Urmează o cremă. Și mai simplu de făcut. Se pune o cutie întreagă de mascarpone Choco de la Delaco. De 200 de grame? 250 are. Așa. Mai pui 250 de mililitri de frișcă lichidă și 50 de grame de zahăr pudră. Ce să dietetic tot. Și toate astea le mesteci, da, față de alte deserturi, să știi că e. Îmi dau seama. Că noi acum ne raportăm la desert, eu nu la salată. Eu de-abia încep să studiez această problemă, nu mă pricep, dar știu, te cred. Știu că nu e pe strada ta desertul, dar iată. Deci, 250 de grame, o cutie întreagă de mascarpone Choco de la cu 250 de mililitri de frișcă lichidă și un pliculeț de zahăr și amestecat. Și le amesteci bine de tot sau le blenduiești, dar n-ai nevoie. Le poți amesteca și le faci la mână. Știi cum se fac cârnații la mână? Poți să faci cremă. Așa. Și singurul lucru un pic mai dificil, dar e, adică până și George l-ar face din prima, e glazura. Da. Că ai pus, cum spuneam, blatul ăla din biscuiți la fundul borcanerului, urmă vii cu crema asta pe care tocmai ai terminat-o, da, și deasupra se pune o glazură. Da. Glazură care se face din 200 de grame de ciocolată cu lapte. Așa. Ciocolată. Știi ce zic? Și încă 150 de mililitri de frișcă lichidă pe care o încălzești. Okay. O încălzești și o turni peste ciocolată, o lași vreo 5 minute și, pe urmă, o amesteci în moaie ciocolata aia. Se face ca o smântână de ciocolată cu lapte. Da. Da. Și o turni pe deasupra. Și, pe urmă, ornezi cu, uite, cum avem noi aici, de exemplu, un studio de la Arts and Tarts, cu afine, cu sâmburei de rodie, da, cu căpșună. Acum sunt căpșuni, poți să faci numai cu căpșuni. Cu praf de cocos. Da. Egal, acolo deja cu ce vrei tu. Fiecare cu ce îl doare, știi? Mărgeluțe comestibile. Și poți să faci niște borcănașe de-astea delicate, de care o să mâncăm noi, că sunt foarte cichitite și merg și la regim. Să zic că au 40-50 de grame. E treabă. O poți să pui în borcan de 800 de ciorbă. Dar nu știu, caut ăsta dintr-o bucată. Mascarpone Choco. Mascarpone Choco? Choco. E Choco sau Choco? Se poate mânca cu lingura, pur și simplu. E ciocolată sau ciocolată? E ciocolată. Păi tu ai zis Choco. Păi e de asta zic. Tata spunea... Deci eu cred că e mascarpone Choco. Tata spunea ciocolată, să știi. Nu și tata la fel. Ciocolată. Păi da, pentru că e o ciocolată din francezesc cu ciocola. Ideal ciocolata pentru... e... Muso ciocola, uite, ideal pentru muso ciocola. Da, dar cred că poți să-l mănânci și ca atare. Adică nu... Ceea ce urmează să întâmple acum. Dacă vreau un desert... e sigilat. Dacă vreau un desert și mai lejer, cum aș vrea eu, de exemplu, mănânci
ca atare o lingură de mascarpone cioco și îți faci damblaua fără deschide să... Deschide-mă una și vezi dacă e comestibilă. Nu poți acum. Hai, Luca. O să deschidem imediat ce ți închide directul. Nu vă mint. Bine. Și la final, poftă bună. Când vine vorba de bucătărie, nu e bine să fii zgârie brânză. La Culinaria ai avut o rețetă de mare inspirație, pregătită de Vlad, George și Luca, oferită de Delaco. Mare brânză, mare gust.